Gata! Ce faceți, băi, rechiștilor? Veniret? Veniret? Dificultăți? Problemuțe? Avem gulerul drept? Vorbim despre Reiki, nu ne mai luăm cu alte prostii ca data trecută, da? La urmă, astea sunt niște seminarii de Reiki și sunt un pic bosunclat de activitatea mea ca maestru. Dan trece, nu? Mă uitam așa și cred că v-am zis de data trecută că noi suntem ușor de manipulat pentru că se folosește manipularea emoțională și noi stăm prost pe emoțional. Așa că drăgșorii ăia de vă ziceam că sunt și că ne blochează. De fapt, nu mai vorbim de drăgșori, vorbim de energie negative. Energiile astea negative care plutesc în jurul nostru. În această minunată perioadă. Ce o să fac? O să scoată din noi la iveală bubițele noastre. Că altceva n-au cum să fac. O să vină mama energiei negative, talpa energiei negative. Ce vreți voi? Asta atâta poate să fac. Pe principiul ăla de dezvoltare personală, care mie îmi place foarte mult. Dacă storci o portocală, o să iasă suc de portocale, nu o să iasă suc de mere. Sau de cartofi, sau de țelină. Nu, o să iasă suc de portocale. Energiile acestea foarte negative vin, se pun pe noi și scot la iveală bubele, furunculele, zemurile noastre, mai puțin frumos mirositoare. That's all, folks. Asta se întâmplă. Dacă stăm să ne gândim că s-a suprapus și cu postul, care post scoate la iveală ce e noi, mai întunecat, mai darky și așa. Avem situația și toți mă uit la toți oamenii, și ei mai elevați și ei mai puțin elevați, sunt bușiți pe emoțional. Ori zilele astea, ori urmează, ori a fost, dar cam pe acolo e beleaua la noi. Pe emoțional se lucrează exact la fel de complicat ca pe orice alt lucru, dar prin Reiki. Eu de Reiki vorbesc, nu vorbesc de psihoterapie, nu vorbesc de cicum, de alte chestii. Prin Reiki, bang, ați luat între palme ceva negativ, palmele activate, începe să dați lumină. E, aici vine bosunflarea mea. Că eu v-am zis, bă, dacă dați lumină, dați și voi ca farurile alea cu xenon de orbesc pe toată lumea când mergi cu ele pe stradă. Nu dați lumină așa ca beculețul de la lanterna cu dinam când ești obosit și nu dai la dinamo acolo. Deci să lumineze. Și de asta am zis, hai lăsăm cocomârlele, hai lăsăm tehnicile avansate. Toți ziceți, băi, dar dă-mi și mie o tehnică avansată cu care să lucrez. Niște cilindre de lumină, niște spații, niște sfere, niște... De-amândea, dacă noi gradul 1 de Reiki nu-l stăpânim, cum facem noi? Cum să trecem noi la alea avansate? Nu. Am învățat, dar la mine nu funcționează. Păi dacă la tine țârâie lumina. Că mi-am adus sufletul înapoi de nu știu câte ori. Ai măsurat că ți l-ai adus înapoi? Nu, că am făcut cum mi-ai zis. Păi da, trebuie să curgă lumina ca să vină sufletul înapoi. Dacă n-ai suflet, nu prea curge lumină. Bine, asta e altă discuție. Dar hai să ne ocupăm acum. Tot ne-am strâns mulți aici. Hai să ne ocupăm acum. Băi, deci Reiki e o chestie practică. Nu-i nevoie de nu știu ce inițieri, reinițieri, sisteme de-astea neo-Reiki, de îți dau milioarde de ghiți ca să ai putere. Nu. Pentru puterea asta pe care o căutăm cu toții, e nevoie de două lucruri pe care le-am văzut aseară într-un film. De Pasensia Ife. Asta în traducere liberă, nu știu dacă am pronunțat ca lumea. Înseamnă răbdare și credință. Da? Voi în Reiki nu faceți voi.
Da? Cum v-am învățat în cursul de Reiki? Prima și prima chestie, vă conectați la sursa infinită de lumină, unde o vedeți voi, că nu e musai să fie deasupra. Da? Vă conectați la ea. Din sursa asta de lumină, cu o rază de lumină, cu o rază laser, cu ce vreți voi, vă conectați, cu un tub, vă conectați la sursa asta de lumină, cu un tentacul pentru ăștia mâini. Vă conectați la ea și începe să curgă lumină prin voi, prin chakra coroană, prin chakrele superioare, intră în corpul vostru lumina și începe să coboare, da, lumina asta. Coboară prin minunatul vostru sistem al chakrelor. Coboară prin chakra 6, trece prin câmpul vostru mental, coboară prin 5, prin câmpul de comunicare, prin 4 vă mai curăță nițel sufletelul, vi-l mai potențează, vi-l mai... Andrei, cred că e nevoie de o mână de bărbat acolo. Ba, nu! Bravo! Ai reușit! Ai înfrânt! Da, coboară prin 4, prin câmpul vostru emoțional. Ajunge în 3 lumina. Câmpul vostru de protecție. Foarte important zilele astea. Mai ales dacă vă puneți steagul la profil. Foarte important. Coboară lumina asta. Coboară la nivel de 2, la nivel de sine. De-abia acum ajunge lumina la voi. Până acum a trecut prin câmpurile voastre. Da? Și folosiți acest moment. Hai să folosim aceste câteva secunde. Ca să ne imaginăm că la nivel de chakra 2 e așa ca un bazin. Așa îi zice în Qigong. Bazin. Și imaginați-vă că se umple cu lumină bazinul. Pe inspirat duceți lumină. Abne. Simțiți cum lumina asta se răspândește în bazinul ăsta mișto. Îl aveți voi. În zona șalelor. Pe expir, puteți să dați în jos tot ce aveți voi negativ. Și se duce lumina asta mai în jos, da? Eu acum n-am timp să fac cu voi lucrurile astea. Astea se fac singurei acasă. Exercițiile astea de vizualizare. Cum vă umpleți voi de lumină. Cum începeți să luminați de la nivel de sine. Că toți au zis. Și ar pe kundalini. Ce face? Niște licurini, da. Dar m-am luat și-o măsoară. Lasă! Lasă! Până să ajungem măsurat, hai să ne vedem de Reiki. Gradul 1. Știi cum simți că ceva e acolo? Când coboară lumina prin tine, începi să simți. Ca un gol în stomac, dacă e pe aici, pe la 3. Aici, deja începi să simți că n-ai. E un gol în capul pieptului, da? Aici. Tot felul aici începe să te doară căpățâna. De ce credeți că vă doare căpățâna pe aici? Da? Deci încep să le simți pe astea. Hai să ne bazăm pe ce am învățat și să nu încercăm să completăm mai încolo dacă nu stăpânim bine lucrurile de bază. Da? E, după ce v-am zis eu că vă conectați, vă imaginați din perineul vostru plecând, ca un fir subțire. Maestrul meu, pentru că făcuse Qigong, îi zicea un fir subțire de argint, ca o coardă de chitară, care pleacă din perineul vostru și se duce drept în centrul incandescent al Pământului. Puteți să vă imaginați niște rădăcini. Puteți să vă imaginați. Ce vreți voi? Nu mai vă imaginați ceva care pleacă din voi. Se duce în jos, pleacă pe picioare, din zona șoldurilor, așa, da? Pleacă pe picioare, coboară, coboară, coboară. Trece de podea. Ce? Stați că nici n-am ajuns la podea. Băi, simțiți-vă corpul. Cu asta începe Reiki-ul. Cu simțitul corpului. Ia, toată lumea tălpile pe podea. Nu contează dacă aveți tocuri, dacă sunteți desculți, dacă aveți șlap, ce aveți voi. Și simțiți-vă mai tălpi. Simțiți podeaua sub tălpile voastre. Vreau un exercițiu bun de împământare, că mi-a zis nu știu cine că n-am împământare. Simteți tălpile.
simte presiunea pe care o exercită pământul asupra lor și tălpile asupra pământului. Așa vă conectați la pământ. Și acum aduceți lumina asta pe care ați adus-o în voi, coborâți-o pe picioare. Simțiți cum trece de șolduri. Simțiți cum trece de genunchi. Cum vreți voi, ca un abur luminos, ca niște șuvoaie de lumină, ca niște licurici. Simțiți cum vă activează articulația genunchilor. Articulațiile. Și pe stânga. Și pe dreapta. Simțiți apoi cum coboară pe gambe în jos. Cum ajunge la glezne. Simțiți ce se întâmplă cu lumina când a ajuns la gleznele voastre. Simțiți ce se întâmplă cu gleznele când a ajuns lumina. Simțiți cum lumina se răspândește în lava piciorului. Cum se duce. Cum le zice codruța? Tarsiene, metatarsiene. Eu le-am avut rupte și nu mai știam cum le zice. Cum fiecare ușcior e iluminat. Cum se duce până în vârful degetelor voastre de la picioare. Cum se duce înspre călcâi. Cum vă simțiți stălpile? Altceva un pic, nu? Simțiți cum din tălpile voastre coboară. Ce vreți voi să coboare? Niște rădăcini maronii. Fire subțiri de argint, ce vreți voi? Cum coboară și cum trec prin podea. Fuioare de lumină. Trec prin podea din voi. Ca niște rădăci. Trec prin podea, trec prin pământ. Trec prin pânza freatică. Trec prin stratul de piatră și coboară. Poate găsiți niște zăcăminte de petrol, poate de gaze naturale și coboară. Ajung la centru incandescent al pământului. Simțiți cum intră magma. Simți cum se duc spre centru pământului și se ancorează bine de tot aici. Acum simți cum din centru pământului urcă pe rădăcinile astea pe care voi le-ați planta bine acolo. Simți cum urcă o energie blândă. Închideți ochii și vedeți ce culoare are energia. Simțiți-o cum urcă. Vine din magma, trece prin straturi de piatră sau prin zăcămintele de petrol. Trece prin pânza freatică. Trece prin pământ, îl hrănește. Trece prin podea. Mă uit la mine în sală, sper să o și curețe, că mie mi-e lene să dau cu aspirator. Simți cum ajunge la tălpile voastre, simțiți cum vi le activează, cum vi le mângâie. Cum vă împinge energia asta de tălpi în sus. Cum vă activează fiecare punct din talpă și de pe lava piciorului. Simțiți cum urcă, cum vă cuprinde glezna. Urcă pe gambă. Va ajunge la genunchi. Urcă în sus pe pulpă. Urcă în sus. Și ajunge la sinele vostru. Trece prin chakra întâi. Simțiți-vă chakra întâi.
E o poartă, e poarta prin care energia Pământului urcă spre voi. Simțiți cum o curăță. Mulți aveți probleme cu asta numai pentru că e localizată unde e. Nu-i corpul vostru, mă? Al cui e? Simțiți cum mă deschide chakra asta, cum o face să se rotească așa cum e optim pentru voi. O deschide atât cât e bine pentru voi. Și simțiți cum prin această poartă, deci know to self, trebuie să fac seminar despre chakra, că n-ați înțeles chakra. Și simțiți cum urcă aici și ajunge la sinele vostru. Cum vi-l hrănește, cum vi-l învăluie, cum vi-l protejează. Simțiți cum vi-l potențează. Simțiți în dreptul chakrei 2 cum se unește lumina pe care ați adus-o de sus în chakrele voastre superioare cu energia pământului pe care ați adus-o de jos. Simțiți dansul energiilor astea. Simțiți cum ele se contopesc, se rafinează, se joacă și cum vă învăluie sinele. De la nivelul ăsta, creșteți această bulă. Faceți-o mare să vă învăluie întreg corp. Și vizualizați-o alb strălucit. Asta e meditația de conectare, împământare și protecție în Reiki. De câte ori o faceți voi pe asta? V-ați făcut cum? Am avut timp o săptămână. Nu-i bai, nu-i bai. O să o faceți. Problema mea e următoarea. Și e o problemă. Voi sunteți reikiști. Da, voi sunteți rechiști, voi nu faceți rechi. E o diferență între a fi și a face. Știți? Nu vorbesc neapărat de voi, nu arăt cu degetul, nu facem de asta. Dar spiritualitatea, dacă vreți să fie integrată în viața voastră, practica spirituală, trebuie să o faceți, mă, că da, e practică. Înțelegeți ce zic? Așa, dacă doar sunt eu spiritualist, reichist, cicuinghist, ce-o fi, dar dacă nu practic, bă, nu sunt, că nu fac. Înțelegeți diferența? Putem să citim pe Facebook-uc ore întregi. Tot felul de mesaje spirituale pe care alții le-au obținut prin channeling. Asta nu ne face mai spirituali. Asta ne face doar mai cititori. Da? Putem să ne uităm la dal de tot felul de meditații de-astea ghidate. Bă, dacă ne uităm și nu le facem efectiv, dacă doar le ascultăm, oh, ce interesant, uite, chem pe nu știu ce divin, feminin, masculin, să vină aici cu mine. Dar nu faci lucrul ăla, chiar să-l faci. Nu doar în mintea ta. Ce mișto. Nu se schimbă mare lucru în viața voastră. Și după aia ziceți, băi, da, am luat-o pe calea asta, nu s-a schimbat nimic. Problema mea e cu palmele voastre. Acolo e adevărata mea problemă. Dar nu e a mea, e a voastră de fapt. Că voi ziceți, bă, suntem rechiri. Dar nu faceți. Se simte asta. Când stai și te uiți așa frumos, vezi niște bule de lumină. Și le vezi pe acolo, pe unde curge lumina, da? La palme nu prea se văd bulele. Ați văzut Matrix? Ați văzut cum curgea matricea aia? De se uitau ei acolo și la un moment dat ziceau, bă, dar nici nu mai văd matricea. Pur și simplu văd mișcare, văd femei, văd mașini, văd bătaie. Știi că aia se uitau? Curgea niște text verde pe un fond negru și ei vedeau cum se bate Neo cu
cum îl cheamă băiatul ăla cu capul chiar? Morpheus, Morpheus. Păi așa e lumea. Dar de ce credeți că ei vedeau? În chestiile alea se vede ceva. La fel, dacă te uiți în întuneric, începi să vezi niște punctulețe de lumină. În palmele voastre nu prea se văd punctulețele alea de lumină. Când aveți exercițiu să vă activați palmele. M-ați văzut cum le frec, cum le așa? Ce vine din online, de la voi, de la așa? Eu le iau, le strâng frumos, dar la un moment dat prin palmele mele nu mai curge nimic. Că se murdăresc palmele. E ca și cum mi s-ar pune o mănușă de praf, de noroi, de ce vreți voi. Și atunci încep să le frec. De ce? În palme sunt tot felul de centri, tot felul de meridiane. Dar eu le frec. Lucru mecanic, presiune, frecare, activează centrii. Centrii aia ce fac atunci? Încep să luminezi. Prin Reiki sunteți inițiați, da? Să folosiți Reiki-ul. Bă, dacă nu-l folosiți, dacă nu-l canalizați, dacă nu-l treceți, îmi pare rău, dar mare diferență nu e între voi și oricare alt om care pune mâna pe ceva ce-l doare. Asta se crește. Și de asta v-am zis. Pasensia ife. Pasensia în sensul, așa se zice sau am eu vreun lapsus? Cum se zice în spaniolă la răbdare? Cred că pasensia. Răbdare și credință, da? Răbdare, că o să începe să simțiți. Credință, că prin voi curge lumină. Bă, dar practică. E foarte importantă și practica. Da? Apucați-vă și faceți-vă autotratamentul ăla. Că să vedem că nu prea faceți. Am activat palmele. Am activat palmele. Hai să vă arăt în Qigong cum se face. În Qigong iei două degete, vizualizez că degetele astea, cum era, îl mai știți pe Winston Churchill, că m-am uitat aseară și la un film cu Winston. Da, era semnul victoriei, dar el era totuși un nobil și nu prea știa astea cum. Și le arăta oamenilor așa, semnul victoriei, la engleză înseamnă un pic altceva dacă arăți așa. Luați-vă modele și gândiți-vă, bă, dacă Winston Churchill ar fi făcut Reiki. Uite, maestrilor, dacă Winston Churchill ar fi fost maestru Reiki, asta să fie munca lui, nu să fie războinic, să fie prim-ministru. Să... Cum ar fi făcut, mă, la Reiki? Modelul vostru, na, mie îmi place de Churchill. Dar voi luați-vă modelul vostru și gândiți-vă, bă, dar asta cum ar fi? A, și-ar fi făcut autotratament. Câte ore pe zi? Ar fi trimis lumina îngerilor lui să-l ajute în ce are el de făcut? Da. Nu-i vorba de ore, că tot aud. Deci eu fac cursurile alea de Reiki și mă întreabă lumea, da, să-mi fac și dimineața, să-mi fac și seara, să-mi fac... Păi da, a fost de câte ori simți în perioada asta de 21 de zile, de urmează după iniție. Dar după aia optimizează-ți activitatea. Nu uita să o faci, dar fă-o eficient. Dacă eu vă iau pe voi la terapie și vă țin câte 3 ore, vă place? Eu nu cred că vă place. Cred că e super plictisitor. Ce naiba? Stai 3 ore, ăla zice și își plimbă mâinile pe tine. E ca la nivelul ăla sunteți voi cu terapie. Cu... Când vă curge lumină prin palmă. Trebuie să învățați chestia asta. Da? Asta nu se învață aici. Se învață aici. Că prin palme vă curge. Cu palmele astea ale voastre, dacă știți să le folosiți, corect, e bună radiestezia, dar prin Reiki se face scanare. Da? Scanezi și la un moment dat zici, hopa, la tine e ceva în apă de aici. Pentru că activându-ți palmele, destul de frecvent, mâinile tale capătă o sensibilitate deosebită. Pe lângă că se fac finuțe așa și nu mai poți pui mâna pe cazma și nu te mai ia, Doamne, Doamne, la război. Că faci bătători. De la Kalashnikov. Și de la cazma. Cred că mai mult e cu cazma la război decât lopățica de infanterie. Băi, începe să simțiți cu palme. Puneți mâna pe cineva și faci, dar, bă, dar de ce e supărat?
că îi simțiți supărarea. Nu știu cum să vă explic, dar prin palmele voastre e ca și cum ochiul. De unde știe ochiul? Ochiul e... V-ați uitat cum e alcătuit ochiul. E destul de complicat. Cum ajunge de la nervul optic să se ducă la creier și tot să vezi imaginile alea? Nu e musai să le înțelegeți dacă nu sunteți medici sau pasionați de chestiile astea. Dar la fel e și cu palmele. Voi ajunge să puneți mâna pe ceva. Știți cum fac ea? Baba Vanga, da? Pune mâna pe portofelul tău și știe câți bani ai în ei, cum i-ai obținut, cât sunt furați. Se ajunge la lucrurile astea cu paciența și fe. Răbdare și credință. Dar chiar se ajunge. Eu nu sunt cu supra puteri, super puteri ca la X-Men, ca la de-astea. Mi-ar fi plăcut să fiu. Dar dacă eu am ajuns, puteți și voi, mă. Chiar mi-ar fi plăcut să fiu. Ba nu. Mie mi-a plăcut de Batman. Ăla n-avea nicio super putere. Era doar bogat. Și stătea bine în negru. Asta era super puternic. Da? Hai să vă arăt cum se face în Qigong, că pierdem timpul, iar ne luăm. Degetele astea două activate pe intenție. Vă imaginați că degetele astea două sunt cel mai curat și luminos lucru din corpul vostru. Și începeți. Deci pe exteriorul degetelor trageți cât puteți de tare. Da? Se aude. Nu e așa frumos când se aude, da? Treceți după aia degetele astea. Iar mi-le. Cum se simt mânuțele voastre? Ați activat și centrii degetelor, da? Centrul palmei. Centrul palmei pe partea cealaltă, nu știu cum se zic. Masați-l. În sensul invers a celor de ceasuri. O să vă zic de 22 de ori, de 66, de 69, de 33, de anii Mântuitorului, de... Băi, masați acolo. Cum simțiți voi? Cum se simt palmele noastre? Așa e că vă mănâncă, vă... Așa, aia e energia care curge prin ea. Așa e normal. Dacă vă făceam chestia aia, hai să vedem cât de... mari sunt biocâmpurile palmelor. La început ați fi fost așa. Acum sunteți eu cu aici. Adică atâta emite mâna mea, palma mea, fără să fac nimic. E de antrenament. Dar e bine. Un alt exercițiu frumos. Vă mai conectați odată la sursa aia de lumină, da? Și trageți lumină. Pe inspir. Și pe expiră o scoateți prin palme. Așa cum iese pe gurița voastră, intenția voastră face să curgă lumina prin palme. Parcă deja emiteți mai bine, nu? O leacă? Unde pui mei nu v-am spus, mă, v-am zis, băi, deci, uite, cel mai simplu exercițiu când se crește asta. A, cu asta, da, asta vă trebuie vouă, niște ritualuri pe care să le uitați, dar cum ținea degetele, de fapt, așa sau așa? Da, uite, cum faci tu, poți să iei foarte frumos, aici noi avem niște brățări, ați văzut cele trei riduri pe care le avem aici, da? Astea speciale, asta la mâna stângă. Ați văzut că îmi dau ceasul jos? Tot timpul. De ce? Că zângăne. Mi-mi place cum zângăne, nu de asta. Aici e un centru care conectează la strămoș, la trecut. Da? Toate energiile din trecutul meu, eu vreau să pot să le folosesc. Și strămoșii care vor să mă ajute, vreau să lucreze prin palma mea. Dacă țin metal acolo,
cam blochează. Da? Partea cealaltă. Astea sunt toate din viitorul meu, e calea mea. Aici. Aici. La voi. Fiecare din voi. Păi dacă voi trimiteți lumină pe calea voastră, dacă calea voastră e luminoasă, e frumoasă, duce înapoi la Dumnezeu, nu vreți să folosiți energia care vine de pe ea? Deci vă masa zonele astea. Ia să vedeți după aia putere de emisie. Puteți după aia să trageți frumos, așa, ca niște mănuși albe de lumină. Puteți să vă imaginați că trageți o lupă de lumină. Sau de ce vreți voi, o lupă. Peste palmele voastre și asta amplifică și mai tare emisia voastră. Orice se poate. De ce fac așa că toată, dacă mă concentrez, începe să cumpără mâna, adică simt încheieturile. Fi și karma dacă e la stânga, dacă e la dreapta, nu știu. Corpul nostru oricum are altă vibrație decât lumina și dacă dai prea tare, știi să măsurați, da? M-ați măsurat pe mine cu cât fac din asta a mea. Cam cu 80%. Dacă dau cu 100, încep să am dureri. Încep să se strice lucrurile. Nu sunt pozitiv 100%. Da? Și chestiile negative din mine mă dor. Atunci. Dar puteți să încercați asta. Să vedeți cum e să emiteți la 100% lumină. Din cât puteți voi să emiteți 100. Se poate emite peste 100? Din cât puteți voi? Da. Se poate. Că nu emiteți din voi, emiteți din sursă. Deci, primul moment în viața mea în care am zis, bă, rechia asta chiar e bun. Până atunci mi se părea, era în faza aia în care ziceam, ok, e mișto, dar vreau ceva mai puternic. Și tot căutam, jucam cu Qigong-ul, că acolo e putere un pic mai mare, la început, da? Până când i-am făcut cuiva un tratament și am început să bată niște uși de la bibliotecă. Și atunci am zis, luase ceva pe cap nasol de pe acolo, se dusese la niște moaște. Și luase ceva nasol, a venit așa. Ne-am pus mâna, a început să miște, să gata, lasă, nu mai... Înțeleg? Deci de asta zic, cu Reiki-ul, gradul 1, se pot face exorcizări. Nu vă trebuie nu știu câte lanțuri, nu știu câte molitve, nu știu câte zile de post, nu știu câte... Cu Reiki, gradul 1. E un pic mai greu. Dar când vrea Dumnezeu, trece lumina prin voi atât de tare încât pleacă dracu. Energiile negative. Da? Și nu stați, mă, m-ați văzut, bine, nu că sunt eu exemplu cel mai, dar eu am un pic mai multă practică decât voi. După ce am activat palmele, eu încep deja să trimit lumină. Că de ce le-am activat dacă nu trimit? Să le activez? Care-i rostul? Reiki e practic, da? Unde trimit lumină? Unde vrea Dumnezeu? Pe calea mea. Spre binele meu suprem, spre binele suprem al vostru care vă uitați la seminarul ăsta, să vă curețe sufletul, să vă scoată la iveală belelele emoționale, care alea vreau singurei să le face. Pe calea voastră? Pe karma voastră? Unde o vrea Dumnezeu? Sau unde vreau eu până la urmă? Dar încep să emit. Lucrurile astea singuri le învățați, prin practică. Hai să vă mai zic o chestie. Cum vă creșteți? Gândiți-vă că aveți niște potențiometri, da? Dar potențiometrul e în cap. Acum sunteți, să zicem, nu știu, ar trebui să vă iau să vă măsoare. Să zicem că sunteți pe la un 30%. Eu cred că chiar spre 40%, că a zis, hai să punem o soare. Ia emiteți mai mult de atâta. Se poate? Doar intenția voastră, să curgă un șuvoi mai puternic prin palmă. Se poate mai puternic?
Suntem la 50, da? Hai la 60, se poate? Cum curge acu prin palme? Hai la 70 acu. Hai la 80. Se poate mai mult? Nu știu că se poate. Dacă s-a putut până acum, de ce să nu se poate? Hai mai mult. Hai mai mult. E, cum e reuchiul vostru acum? Nu-i ca o flacără? Vă zic eu că dacă stați mult așa, încep să vi se cojească. Se poate mai mult? Hai să mai încercăm. Hai un pic, vedem. Bă, un 1% dacă am trecut. Și tot e mai mult. Putem să facem chestia asta, vă zic, pentru că sunt... Cerul ăsta e nelimitat. Sunt tot felul de ceruri, de ceruri, de ceruri, de ceruri. Cum e infinit până la Dumnezeu, așa puteți și voi să imiteți infinit. Doar că la un moment dat o să vă ia de cap. Când trece atât de multă lumină, știți cum pățea Ramana Maharshi când vorbea de chakra 6. Se ducea, el când vorbea de chakre, șerpălăul lui se ducea acolo. Și acolo trecea de câmpul mental și nu mai putea să zică nimic. Făcea așa. Făcea. Și cum e la chakra 6? Ați înțeles cum e cu... puterea voastră? Care nu e a voastră, da? Voi o faceți să porc. Voi sunteți țeava, da? Fiți o țeavă ca lumea. Păi eu vă zic, hai să vă aduce sufletul înapoi. Vă cu țărâit, așa. Uite, acu' e greu să le dai înapoi, să le închizi. Aduceți-vă sufletelele în palmă, curățați-le. Da, pe intenție, să vină sufletul meu în palma mea și îi dau lumină. Închideți, bă, deci nici nu trebuie să închideți ochii, că se aude cum fug corcomelele și cum fac. Zău fac, nu, lasă-mă să stau aici! Șerpălăii cum fac. Dar puteți să închideți ochii și să vedeți ce vă vine în minte. O să vă vină în minte locuri, restaurante, firme, paturi în care ați dormit, oameni cu care ați dormit. De ce? Vă luminați sufletul și particulele plecate din el, care sunt în acele paturi, la acei oameni, în acele restaurante, firme și ce vreți voi. Încep și alea să lumineze, dar mai așa, mai puțin, pentru că sunt la distanță. Dar dacă trimiteți destul de multă lumină, pe principiul rezonanței, particulele luminoase ale sufletului vostru le vor atrage pe alea întunecoase. Și vă vine sufletul înapoi. De la maternitatea din Ucraina. Aia de a evacuat-o de nu știu câte ori. Nu știți? Nu știu. Foarte bine. M-a evacuat-o prin ianuarie și tot mai mureau gravide prin ea. Da, în fine. Fake news, fake news. Țin minte, mergeam cu trenul la București să văd o mașină. Și o firmă unde am lucrat eu de... E la minus firma aia mult. Chiar este. Un minus 20, numai așa. Și-a schimbat sediu. Și acum treci cu trenul pe lângă ea, vezi mare firmă. Sigla, cum vreți voi să zici.
Numai atât am făcut. Mă uit la ea și vă zic, de ce mă uit eu la asta? Ia să vină sufletul meu de acolo și spune, a venit grupa mare. Încă mai aveam. De asta e bine să vă duce și fizic acolo. Eu am trecut doar cu trenul, poate dacă chiar intru acolo, cine știe cât mai am. Da? Curățat de suflet. Puteți pe aia să vă periați sufletul. Corcomelele alea care au rămas agățate, voi le țineți agățate. Rănile emoționale, atașamente și toate alea. Atrag corcomele. Felul de șerpișori, combinați cu scorpioni, combinați cu șopârlei, cu... Știți cum erau creaturile alea mitologice, că era baziliscul, era și cu din aia combinat și cu din aia, așa scorcomele astea, urâțele. Le periați frumos. Cu lumină și iubire, da? Nu faceți drang, 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 cum facem. Nici eu nu mai fac așa. Decât la scorpii. Scorpiile alea. Și n-ar trebui. Adică n-ar trebui. Ale voastre. În momentul ăsta apare de obicei nevoia mea urgentă, dar nu o să o fac că sunteți aici, să mă descalz. Că deja curge foarte multă lumină. De sus trece prin jos. Voi cerpitele alea le-ați făcut? Credeți că stau pur și simplu? Nu e o dinamică. Urcă prin voi acum. În timp ce faceți asta, urcă tot felul de, din strămoși, de pe neam, din magmă unde-i stocat tot ce ați făcut voi viețile astea pe planetă, tot felul de energie negativă urcă și se duc spre lumină prin voi. Asta e frumusețea Reiki-ului, că voi nu știți câte lumi luminați în timp ce vă faceți autotratamentul ăla. Eu zic, n-am ce să-mi fac autotratamentul. La ea că voi ați scăpat de la distrugere un univers în timp ce v-ați face autotratament. A? Un univers pe secundă, așa. Este mici unele universuri, nu e nevoie să fie talnos. Miculeți. Ia luați o frică de-a voastră în palme. Ce frici aveți? Imaginați-o ca o bulă, prindeți-o între palme și dați-i lumină. Dar nu ca la început, da? Ca la sfârșit. Dați 110% lumină, să vedeți cât de repede dispare. Practica. Voi ăștia de acasă o să fac eu pentru voi. Never. Puneți mâna. Lucrați. Știți Reiki? Folosiți. Nu știți Reiki? Învățați. Am făcut câte sute de maestri. Dintre sute de maestri, duceți-vă la ei, faceți Reiki în foie. Altfel, nici atât de frumos sunt, nici atât de înțelept. De ce vă uitați la mine? Faceți lucrurile astea. V-am zis, e o foarte mare diferență între a fi și a face. O să fii președinte? Sau poți să faci treburi de președinte. Mi se pare că n-am voie să mai zic nimic de președinți de la asta, că se consideră că sunt pro-rus. Asta e o lege nouă de orsă. De președinte și de prim-ministru, de război, băi, să zic. Hmm?
asta în grădirea libertății, nu? În democrație. Țin minte aseară. Știți că Winston Churchill a pierdut alegerile după război. El a câștigat alegerile, dar le-a pierdut imediat. Și a vorbit cu partenerii lui, că până la urmă era unul din liderii lumii libere, da? Cu președintele Statelor Unite l-au sunat să, bă, îmi pare rău că n-ai mai luat un mandat. Și cu Stalin, care nu înțelegea pur și simplu. Dar voi de ce n-ați aranjat alegerile? Cum n-ai bă să dea jos? Ce în capul vostru? Zice asta, bă. Uite, m-am chinuit să apăr democrația, acum mă sus... Mă supun regulilor democrației. De-aia mi s-a părut aia asta rău. Cum ai banat aranjat? Eu de ce mă uit la astea? Și eu am neajunsurile mele. Mai ales pe emoțional. Toți le avem. Noi românii suntem un popor depresiv. Se vede chestia asta după cum reacționăm la orice, când suntem bolnavi. Da? Când suntem bolnavi, noi ce facem? Stăm în cârpă. Dacă tu stai în cârpă, o să țină boala mai mult. E frig afară, nu scoatem copiii la joacă. Toți copiii sunt, ei, țăpadă, frig, frumos, alergăm. Nu, 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 nu. Stai cu minte în casă. E frig, mamă. Ați văzut pe ucrainianul ăla de tot face baie în gheață, mai iese cu cât un țurțure ronțe din nou. Avea la niște filmulețe mișto, ieșea tot așa dintr-o copcă, rupea o pâine în două, pe jumate punea icre roșii, pe jumate punea icre negre, făcea un semn și începea să mănânce. Părea foarte rar. Apă rece ați încercat? Știți că erau sfinții aia de se duceau ei și meditau prin Himalaya pe acolo și începea să se topească zăpada în jurul lor? Că ei stăteau numai în chiloței aia indiene ai lor. Zăpada începea să se topească. Nu că geci, că... Ia încercați-o pe asta, canalizați lumina în voi. Când e frig afară, vedeți că începe să dați jos, nu să puneți. Și la noi în Constanța e o problemă. Nu știți că mai vedem prin luna iunie așa, doamne, domnișoare, cu câte o pufaică subțire? Pe la terase și zic, nu, hai să nu mergem la terasă, să stăm înăuntru, că-i frig. Să fumăm țigărușe de-alea, cum le zice. Hits de-alea, aichios. Că ne lasă. Am fost foarte fericit, am văzut azi o tipă de mine la terapie. Și a început să se asculte pe ea. Să-și asculte corpul. Și când am văzut-o, era așa foarte frumoasă, știi? Și am zis, băi, dar ai făcut ceva. Ai alt glow, știi? Glow ăla de-l căutați voi, femeile. Și zice, da, m-am lăsat de fumat. Știi cum? Era pe la ei, lumina. Avea sufletul curat. I-am luat mai puțin bani la terapie. Sau nu știu dacă i-am luat. Nu mai trebuie. Dar mi-a plăcut. Deci, pe emoțional, dragilor și dragilor, lucrați, că perioada asta pe toți ne pune la încercare. Oricum, în fiecare an se întâmplă asta în post. Paștelui acu' e ceva în nice bonus, da? În nice extra, cum zicea un prieten bulgar de-al meu. Exact asta e ce se întâmplă în lume, în nice extra. E încă niște presiuni. Și dacă noi căutăm echilibru, că așa suntem noi românii, suntem depresivi, căutăm un echilibru în care să putem funcționa. Păi, în ice extra ăsta ne strânge și mai tare și ne scoate din echilibru. Am văzut oameni de... Deci din cauza unor știri și-au pus fata să divorțeze.
care e legătura? Păi asta am zis și eu. Dar după aia mi-am dat seama că e strict emoțional. Hai să vă zic povestea. Era un nene și mi-a zis, bă, vine războiul. Super. Deja, știi, când încep cu el cu brațiile astea, vine războiul, așa deja îi vezi. Așa, și am vorbit cu copiii ăștia, copiii ăștia fiind Fisa și cu Ginele. Am vorbit cu copiii ăștia și le-am zis și ne-am certat și fiimea a decis să divorțeze și i-am zis bravo, bravo, tată, bravo, pentru că bărbatul ei, ăla nu prea era muncitor și dacă vine războiul, el ca să fugă în altă țară, ce o să muncească acolo? Că dacă el nu muncește aici, ce o să muncească acolo? Și i-am zis, și a zis, aulă, tăticule, așa e, să știi. Și nu știu ce s-au certat ei să divorțeze. Băi, ok. Recunosc, belelele erau acolo, dar vezi cum războiul vine și pune presiune și așa? Nu e vorba numai de război, e vorba de tot ce se întâmplă. Și așa o să pună pe noi toți. Sunt unii oameni care folosesc lucrul ăsta. Stați să vedeți că nu e o conspirație. Folosesc lucrul ăsta ca să crească. De ce? Îți arată ce mai ai în tine. Faceți și voi asta. O să fiu mult mai câștigat. Deja, eu sper, la seminarul trecut v-am explicat ce porcării se întâmplă. Am trecut de asta, da? Cum folosim asta în avantajul nostru? O să vi le scoată pe toate la nivel. Până la urmă și la urmă. Dacă nu pandemia asta, pandemia următoare. Dacă nu războiul ăsta, războiul următor, știi? Asta e viața. Așa funcționează lumea asta. Până n-ai curățat tot. Da, vin extraterestri. Vă dați seama de unde mai fugi atunci? Că acum eu am băgat-o pe aia, că mă duc în Tenerife. Mă, prădător de țară și de nea. Dacă vin extraterestri, fugim pe Marte, ce faci? Atunci, brusc, începem să zicem, uite că tehnologia bună, uite că 5G-ul e bun, uite că toate alea, că fără 5G, cum credeți voi că ajungem pe Marte? Uite că Elon Musk nu mai e inamicul number one al poporului și cu Bill Gates, reptilianul și... Ne? Deci ce avem noi? Ranele emoționale. Astea, rar am văzut om care să nu și-o fure pe ele în ultima perioadă. Că și cele mai aproape. Sunt voi la nivel de sine, și se copiază pe suflet. Adică blochează Dumnezeu din voi să se manifeste. Îl împiedic. Nu-l mai ascultați. Ranile emoționale. Mi-am luat ușor, rău de tot, pe nedreptate. Două zile am fost. Dar după aia am început. Ok. Bine, stop, pus pauză. Nedreptate, dar să știm și noi, nu? Nedreptate, nedreptate, trădare, trădare, dar să știm și noi. Ce facem? Că emoționalul v-am zis, ca să rezolvi, treci în rațional. Raționalul, dacă a rămas doar acolo, stați liniștiți, că n-am scăpat. E nevoie să faceți ceva. E efectiv, să faceți ceva. Ori să dați din picioare nițel, ori să vă apucați de lucrat ceva, ori să dați niște bani, ori să... Ceva de făcut, da? Ceva practic, ca să se concretizeze raționalul ăla în ceva. Lumina, din păcate, vă ajută doar până la jumătatea drumului. Dar prin inițierea în Reiki, mai primiți ceva minunat, numiți ghizi, îngeroi, da? Ăia, dacă îi țineți voi curăței, dacă le mai dați niște lumină, dacă aveți grijă de ei, dacă îi ascultați, ăia o să vă zică, fă aia. Aia o să te scoată din energia negativă în care te-ai băgat, singur. Rănile astea am mulțumit? Singur ți l-ai cam făcut. Nu, nu, nu.
faceți. Nu puteți, nu vă vine, nu așa, trimiteți lumină să vedeți cum se duc blocajele și vă apucați de făcut. De asta mi-a plăcut atât de mult sistemul ăsta, e ca un bricea vielvețean. Ai scos cuțitul, ai tăiat nu știu ce, nu poți să tai cu cuțitul, ai o forfecuță. Băi, nu merge să așa, ai și o penseta acolo, scoți, tai și cu aia. Ai și un fierăstrău, dacă nu merge tăia cu cuțitul. Și o bere, o desface așa. Deci are felurite. Voi, prin practică, învățați să le folosiți. Imaginea de sine. O să vă fie pusă la îndoială imaginea voastră despre voi. Imaginea celorlalți despre voi. Habar n-am, acolo unde aveți voi bubița. Filmul vieții voastre. Dacă nu prea vă place, din cauza energiilor negative, o să vă placă și mai puțin. Sau dacă nu vă place, dar sunteți atașați de el, o să fiți și mai atașați de el și o să vă placă și mai puțin. Și o să vedeți, voi jucați într-un film de nu vă place, dar nu puteți să scăpați din el. Respingere. Am văzut oameni zilele astea de se simțeau respinși, dați la o parte. Din chestii minore, din dară, știi? Deci o ia lumea rază, nu? Așa zicem. Nu. Voi sunteți niște inițiați și puteți să faceți față chestiilor astea. De-aia v-am zis, ce se face acum se pune de nu știu câte ori mai mult. Pentru că e mai greu. Dar pe de altă parte e și mai ușor. Că acum puteți să le vedeți ce e în voi. E chestia aia, știți, lupii care se nasc chiar nasul mai mari, mai puternici, mai rezistenți și fac copii mai mulți când fac cu lupoaica lor copii. Aia de se nasc vara, sunt mai bleguți, așa. Bine, sunt mai drăguți, mai simpatici, dar supraviețuirea speciei nu ține de aia care se nazva. Și unele haite de lupi ajung să... Femelele, da? Ajung să fie fertile, mai fertile, iarna decât vara. Și ălea proliferează și genele alea ajung să stăpânească. Astea să... Știți că în Yellowstone au scos lupi. Și s-au mulțit, nu știu, caprele, nu știu ce s-au mulțit și s-au gândit ei, bă, nu-i bine, băgăm lupii înapoi. Și după aia au băgat lupii înapoi și au stat și au studiat lupii. Sunt niște animale foarte deștepte. Foarte fain. Numai șamanii aia, cei mai buni, se bagă în lupi. În vulturi, în urși, în pârși, toată lumea. Dar în lupi, mai puțin. Abandon. În perioada asta foarte mulți oameni se simt singuri. Dar singur cuc și ei sunt înconjurați de oameni. Asta e bubița lor. Da, noi în Constanța nu se simte chiar atât de tare. Dar în București că toată lumea face terapie. O formă de terapie sau alta, ci că a devenit de prost gust să nu te duci la terapie. Cum? Nu mergi la terapie? E ca și cum nu. La noi, la Constanța, la băieți, ca și cum nu ți-ai epilat sprâncenele sau nu ți-l-ai pensat sau ce se face la sprâncene. Ca și cum n-am merge noi, Vali, la solar. Știi, cam atât de prost gust e să nu faci terapie în București. Deci nu mergeam la solar, a fost o glumă. Mă gândeam unde. De pensar, nepensat, spune. O să vă ia capacitatea să râdeți de lume.
și de viață. Asta ce înseamnă? O să deveniți foarte atașat. Ori de material, ce fac cu casa mea dacă vine război? Deci nici nu vine niciun război, dar toată lumea se gândește, hai să vindem, cum vindem, ce facem, dar unde ne luăm? Aoleu, casa mea! Că n-au trecut de ulei. Da, a fost cu ulei, pui mei, iar mă! Nu, pui mei, cred că cineva doar se distrează pe chestia și încep să-i apreciez. Vorba aia, dacă sunt proști. Uleiul. E un site. Îi zice INS. Institutul Național de Statistică. Găsiți tot felul de date acolo. Doar să căutați. Da, să zicem că eu sunt... Dar nu, și psihologii au aceeași chestie. Se învață... Eu se economiz la bază, da? Dar și pe la psihologie, pe acolo. Tot înveți statistică la greu. Ar fi cazul. Și scumpirile. Scumpirile. Ce ne facem? Nu mai avem bani. Dar voi nu știți că atunci când a fost lockdown-ul a crescut indicele prețurilor cu vreo 30%. Nimeni nu l-a observat. Că toți eram ocupați că, mamă, morți, răniți. Atunci au crescut prețurile la alimentele de bază. Super, mă. 30% nu mi se pare chiar puțin. Lumea dă iama și face cozi la benzinărie pentru... Cât eram... Da, crescut atunci, nu știu, dacă trecuse de 7-8%. Dar la 30% nimeni nu a băgat în seamă că toți eram tați în casă, stăm în casă. Susținem sistemul medical, donăm 2 euro, deși plătim ce ASS-uri și toate alea. Dar mai dăm și 2 euro, acum e 2 euro pentru ei. Băi, veniți-vă în fire, toate chestiile astea, pe emoțional, se cuplează. Ca să nu fii respins, ca să nu rămâi singur, ca să nu cumva să comiți o nedreptate. Umilința. Umilința tot timpul a fost o rană emoțională mai simpatică, da? Pentru că apare mai rar, nu toți oamenii o au. În schimb, celelalte 4, cam toți le avem. O să se manifeste în toate felurile. Eu țin minte câtă treabă am avut cu umilința după pandemie, după lockdown atunci. Păi înseamnă că după asta ce o să fie? Că e practic o reeditare, dar e alt scenariu, un pic. Un pic, e alt... Cum îi zice în filme? Știi că apare momentul ăla în filme în care totul merge bine și deodată apare elementul perturbator și de acolo pornește acțiunea filmului. Plot twist, da. Intriga. Nu? Cred că așa ar fi în română. E, uite, eu am văzut aseară un film fără intrigă. Un film fără personaje negative. Vi le recomand. Îi zice Suenito sau ceva de genul. E un musical. Știți că românii sunt țara din noi și Bulgaria, scuzați, noi și Bulgaria, unde musicalurile nu sunt digerate. La noi genul musical există la nivelul de cabaret, de pornoșac, de chestie de asta. Dar musical în care oamenii cântă, dansează și noi să plătim bilet să ne uităm la ei, nu e adevărat. Ce faci? Eu vreau o dramă, un 3-2-1, 3 săptămâni, moartea lui domnul Lăzărescu. Vai, eu sunt vinovat pentru moartea lui domnul Lăzărescu, că pe asta se baza. Pe asta s-a bazat succesul la festivalul de film. Nu pe altceva. Că ea se gândea unde au luat premii. La noi în țară nu. Au luat în Europa de Vest. Se gândeau, vai, noi i-am lăsat pe est-europeni să ajungă în halul ăsta. Hai să le dăm măcar un premiu pentru film. Joker. Mai știți filmul Joker? Pe asta s-a bazat succesul lui. El era un film de te băga sub pământ, efectiv. Dar era chestia aia, vai, societatea așa ajunge din cauza noastră. Noi am ajuns să marginalizăm anumiți indivizi. Și uite. Umilință. Ce umilință mai mare să nu poți să faci nimic. Decât să nu poți să faci nimic. Mai ales pentru voi femei.
Că noi bărbații mai putem, vorba aia, să ne ducem, să ne vărsăm sângele pentru patrie, nu? Dar voi? Lucrurile astea ies la iveală, pentru că așa suntem construiți noi, inconștientul și subconștientul. Hai, subconștientul ne mai uităm la părinți, ne mai uităm la cei din jurul nostru, ne mai uităm la iubit, iubită, soție, soție, soț, soție. Dar inconștientul e greu de sondat pentru majoritate. Și ăla e atât de ușor. Dar nu merge dacă tu ești atașat și dacă ești... Trăiești atât de tare în povestea ta și nu poți să te detașezi un pic, să te uiți la viața ta ca la un film. Că atunci imediat îți dai seama ce e în inconștientul tău. Dacă tu câștigi două copeci. Dacă tu câștigi două copeci la muncă acolo, păi îți dai seama că ai o problemă. Ori cu banii, că nu ai înțeles, ori cu iubirea de sine. Dar dacă tu stai acolo, în film, zici... Ho, că n-am bani să plătesc aia, că n-am bani să plătesc aia altă. Că ce mă fac? Că Maricica și cu Tatiana au mai mult și uite, ele sunt mai proaste. E, de ce n-am? Pui mi. Află. Nu e nevoie de ani de psihanaliză pentru asta. E nevoie doar un pic. Să nu te mai iei atât de în serios. Asta faci. Să te iei în serios ce înseamnă o atitudine de aia super inflexibilă, super rigidă. Cam asta fac energiile alea negative. Și eu de ce vă zic toate chestiile astea? Eu am dat drumul la lumina asta pe tot ce vorbesc eu să se ducă un pic din voi. Cât pot și eu, că nu sunt un lanț muntos de lumină. Și nici nu-i treaba mea, sincer. E treaba voastră să lucrați cu voi. Că altfel ce o să se întâmple? Eu o să mă fac din ce în ce mai șmecher și voi rămâneți la fel. Eu nu vreau asta. Vreau voi să vă faceți șmecheri și eu să învăț de la voi. Și să zic, ia uite mă ce bine. Pot să văd de alte chestii. Vorbisem azi cu frizerul meu ce mișto ar fi să luăm o cârciu undeva pe plajă. Și mi-a și venit cineva la terapie. Mi-a zis, băi, dacă vrei, s-ar putea să o închiriem. Dar m-aș duce așa, 7 zile pe săptămână, să fiu acolo, plajă toată vara, știi? Dacă sunt atâtea drame pe aici, pe la cabine, cumpăr. De asta zic, generația următoare. Uite, vă dau cabinetul. Nu vreți să faceți niște zile de terapie? Mă chemați numai la de-aia, n-am putut să o băgăm pe ușă. Nu intră. Am încercat așa, n-am. Am încercat așa, n-am putut. Deci mișcați-vă, da? Se desprimăvărează acum. Puteți să începeți să vă plimbați la Dal de Arsenie. Papacioc, Boca, cum îl cheamă pe Arsenie Boca? E Sfântul de la Prislop. Așa, vă duceți la Arsenie Boca. Vă duceți la Sarmie Zegetozele acolo. Și încă. Dar puteți să vă duceți și la Paris. Și la Roma. Plimbați. Un lucru pe care îl fac energiile, cele negative, e să vă blocheze drumurile. Așa că forțați-le voi pe drumuri să se deschidă. Trimiteți lumină. Dar cum? Nu așa. Ați văzut ăla Street Fighter? Jocul, e un joc de asta cu bătaie, de apeși butoane și nu știu ce. Acolo faci o schemă și faci Hadouken, ceva de genul. Hadouken, nu știu cum îi zice. Unul trimite lumină, dar mult așa o pălălaie mare care îi dă în cap lui ăla. Așa faceți, mă, și voi. Câteodată e urățel că pe unele lucruri nu prea poți să trimiți lumina așa. Trebuie să, acolo trebuie să dai un 10-20%. În alea în care nu ești implicat, numai tu.
nu forțez. Ca să nu forțez. Vreau relația mea să devină cea mai bună relație din univers, așa că în fiecare zi câte jumătate de oră am trimis lumină de nu știu ce. Nu ești ce a bubuit. De n-au ieșit toate neînțelegerile dintre ei la nivel. Că și lumina, la fel, ca întunericul. Ok, are capacitatea asta de a vindeca, de a face. Că în general și fac lucruri bune, da? Băi, dar e tot o presiune, să știți. Și... așa cum am înțeles noi relațiile, numai cu subterfugii, manipulări, ascunzișuri și nu știu ce, totodată zbun drăgușorii. Că ea zic drept. Ce, îngerașii o mai scaldă, că stai că n-am voie, că ia-mă cu ansa, cu da și nu, vedem, poate zic. La dracii aia zic imediat. Hai că zic tot. Bagă! Atașamentele. Foarte important de atașamentele în perioada asta. Deci uitați-vă și voi de ce sunteți atașați. Una din cauzele suferinței, a zis un om deștept, îl chema Buddha. Bine, nu îl chema Buddha, îl chema, cum îl chema? Siddhartha Gautama. A zis că atașamentul e una din cauzele suferinței. Păi dacă ăla a zis, noi de ce nu căutăm să ne eliminăm atașamentul? Ce sunt eu fără mașina mea? Ce sunt eu fără casa mea? Fără femeia mea? Fără nu știu ce? Ce sunt eu? Tot eu sunt. Dacă cineva vine și mi le ia și eu sunt atașat de ele, o să mă doară ca drag. Ca energia negativă o să mă doară. Să știți că viața lucrează așa. Când te vede că ești prea inflexibil, îți trimite niște energii de-astea negative, care minune, sunt totale tale, pe care le-ai creat prin atașament. Asta ți se întorci și zbubuie așa în nas. Bang! E frumos, da? În momentele alea atunci nu mai frumos. Nu-i. Și uite, așa a ajuns să scap de atașament. Dragul zicea că a venit un om la terapie odată. Și-și pierduse SUV-ul. Și era pur și simplu în depresie. Pentru că îi luase... Eu n-am văzut încă așa ceva, dar sunt convins că există, doar că la noi nu prea vine lumea la terapie. Bărbații ăștia adevărați nu prea vin la terapie. În schimb, plâng pentru mașină. Și mă atașez de lucru. Dar gândiți-vă dacă Dumnezeu a scos din viața voastră ceva. E spre bine. Și o să vină oriceva mai bun, ori lucrul ăla nu era pentru. Se rezolvă ușor dacă nu ești. Atașamentul față de cine ești tu e foarte important. Cine sunt eu? Că tu te atașezi, te vezi prin prisma profesiei. Dacă tu nu mai ești intelectual și ajungi la casma, nu e bine. La un moment dat, mă uitam, veni mai interesat ăștia, tinerii intelectuali din Constanța. Îi vedeam pe toți că nu face niciunul, niciun chior de bani și nici nu sunt fericiți cu ce muncesc. La noi în Constanța n-au venit corporațiile, așa că dacă tu ești un tânăr absolvent de studii superioare, de-astea mai intelectualicești, adică nu ingineri și așa, nu prea ai ce să muncești. Și mă uitam că erau absolvenți de științe economice, care câștigau de două ori mai puțin decât cineva de pe mașina de gunoi. Mașina aia de gunoi, știți, care vine și ia gunoi. Și ei își bătuseră și tociseră coatele pe băncile facultății și veneau la mine și ziceau, dar eu nu fac bani, eu nu știu ce. Și eu zic, de ce nu te angajezi altceva? Uite, dacă te angajezi la să, gunoi să dale, o să ai un sport de destul de sănătos și o să câștigi niște bani buni. Cum să muncesc eu așa ceva? Ei,
nu știu, n-ai zis că bani. Asta s-a dat așa, nu? Îmi venise în cap o balerină ucraineană, dar vă zic altă dată. Și aia avea probleme cu banii, dar nu era cea mai bună. Din baletul ăla nu era prima balerină. Și și-a tatuat un ciocurei aici. Pe dașugunie, poarta întunericului, să nu iasă prea mult întuneric din ea. Și-a luat un nume de scenă, o cheamă Lara Frost, și acum are o carieră mulțumitoare, nu ca balerină. A făcut reconversie profesională. Carmele voastre, da, o să fie potențat. Dacă ai karmă față de iubire, dacă ai karmă față de bani, dacă ai karmă față de sex, dacă ai karmă, astea toate o să fie amplificate. Se întâmplă când vine energia negativă, deschide porțile și iese mai multă energie negativă. Așa că puneți mâna și faceți plățile alea care zici. Dar nu că am fost acum 3 luni și am aprins niște lumânări. Mi-ai zis tu nouă în cruce la o mănăstire, că nu e asta plată karmică. Plată karmică e consecvent din ce produceți voi, sau din ce gândiți voi, sau din munca voastră. Să dați, să vă plătiți ce vă vine din spate. Că în perioade de genul ăsta, vine bulc și neuroc. Acolo, la karmă, trimiteți lumina așa cum trimiteți voi, mai puțărăit. Nu? Acolo, dacă trimiți, la lumea s-ar putea să... Depinde ce karmă aveți. Mie mi se strică lucruri prin casă pentru că eu am o problemă cu casele, cu lucrurile materiale. N-am pus niciodată pres pe chestia asta. Așa că mă afectează aici. N-am iubit casa. Există o iubire față de ceva. Nu e atât de dăunătoare ca atașamentul ăla bolnăvicios, gen pergorios și chindalea să strâng case peste case, magazii peste magazii să am. Da? Dar poate pe alții bubuie la altceva când trimit lumină pe karmă. Oricum, până nu faceți asta, nu o să aflați. Văd din când în când deschid Facebook. Și încep și citesc pe grupuri de alea. Mă uit la notificări și văd că nu știu care a zis nu știu ce. Și zic, a, stai că pe ăsta îl cunoaștem, l-am instruit. Grupurile alea de spiritualitate sunt așa, o... Trimite lumina pe care, dar nu trimite, că ți se face rău. Nu citi psaltirea că nu știu ce, nu face nu știu ce, că nu știu cum. Băi, lăsați-o la mine. Ia faceți voi și vedeți ce se întâmplă. Mai rău decât să muriți, n-are ce să se întâmplă. Și nu o să muriți dacă trimiteți, dacă dați un pic din mânuțe și curățați niște karmă. Sau dacă dați cu o liturghie mai mult, sau cu o mănăstire în plus la liturghie acolo, bă, nu o să fie chiar atât de tragic. Mai ales când lucrați cu lumină, există tot felul de entități de o să vă aperi, ca să nu zic așa. O să aibă grijă de voi. Și dacă vi se întâmplă ceva rău, o să fie de 10 ori mai puțin dăunător decât ce vi s-ar întâmpla altfel. Neiubirile voastre de sine o să vi le scoată perioada asta la suprafață. O vorbeam cu cineva și mi-a zis, nu fa așa seminarul, că tu îi programezi pe ei. Nu îi programez eu deloc să și le rezolve. Hai, ne iubire. De ce ar sta cineva într-o căsnicie în care să fie abuzată fizic, emoțional? Așa, de câteva ori pe zi. Poate să fie un motiv neiubirea de sine? Nu! Pentru copii. A,
Ai copii, își văd mama. Sau tatăl, că mai poate să fie și tatăl abuzat. Praf. Zi de zi. Ce exemplu e pentru copii? Cum o să crească copiii? Ce scenariu le-ați dat pentru relațiile lor viitoare? Deci neiubirea de sine se propagă ca COVID. Neiubirea de alții. Îi auzeam pe unii. Dar să rămână bătrânii. Ce treabă am eu? Bătrânii nu spun de nimic și așa. Noi să putem să plecăm, să putem să așa, dar să rămână bătrânii aici. Dacă nu era situația cu războiul, nu apărea. Nu ieșea la suprafață așa. Sau ieșea într-un mod, că a zis-o și în public așa, știi? Și toată lumea era, oh. Era, da, așa. Da, da, că eu bătrânii aia ce? Și așa nu fac nimic. Și mai zi, mai zi. Atâtea cărți faine. Și acum accesul la informație. Deci informația e gratuită. Sunt atâtea tehnici. Sunt atâtea cărți pe care puteți să le downloadați. Nu să le plătiți. Înțelegeți? Deci e gratis. Nu că ar fi scump. Dar e gratis. E Biblia, na? Puneți mâna și citiți Biblia în perioada asta. Sunt lucruri bune acolo. Despre război. Vechiul Testament. Ce zicea acolo? Ce neam războinic mai tare decât evreii era. Despre bani. Noi bărbații se vede cam cât de bărbați suntem când suntem confruntați cu spectrul unei activități eminamente bărbătești, că asta e război. Asta era rostul nostru pe pământ înainte să aduce de băcare, să facem copii și să facem bătaie. Ies la iveală chestiile. Cât de bărbați suntem. Și vă recomand domnilor și domnișorilor să citiți cartea lui Matthew McConaughey. Cred că v-am mai zis și data trecută. E o carte... Vedeți o versiune de masculinitate acolo. Da, Andrei. Foarte mișto și se citește și repede. Și feminitate se duce. Și exact de asta avem nevoie. De feminitate. Parcă deja mă uit așa cum... Asta Green Lights? Green Lights, aia. Nu știu cum îi zice pe românește. Undă verde, nu știu cum îi zice. Dar e tradusă în român. Deci, doamnelor și domnișoarelor, femeilor care sunteți femei, cum calmezi pe unul care vine plin de drag și vrea să-ți rupă capul? Transformându-te într-un bărbat care să lupte cu el și să-l confrunte și să zică, cum nenorocitul! Nu, fiind blândă, fiind tandră, fiind iubitoare. Asta potolește pe oricine. Bă, și dacă e dracu mare, îmi pare rău, dar există artificiuri dragostei fizice. Sau puteți să-i cântați. Deci vorbesc serios, am văzut aseară filmul ăla, musical, în care lumea cânta și dansa, mi-a schimbat starea complet. Foarte mișto. Și plin de programe pozitive, nu știu cum au lăsat așa un film să iasă pe piață. Vorbesc serios, la HBO-uri, la de-astea, unde acolo-s numai cu energiile negative. Suenito, sau nu știu dacă Suenito e. În fine, un film cu unii de cântă și dansează. Nu sunt multe, e unul singur.
era o comunitate săracă și erau, apare o chestie, atunci am zis, bă, nu se poate, nu există așa un film. Deci o comunitate de aia săracă și se află că biletul de loterie e printre ei. E în comunitatea aia a fost câștigat. Ei nu erau foarte mulți bani, dar aia fiind săraci erau foarte mamă și toți își cântau și spuneau visurile. Sau visele, nu știu. La ei păreau mai visuri decât vise. Ziceau de-alea, păi salonul meu de manicură o să-l mut într-un cartier unde e mai scumpă chiria și nu pot să mi-o permit acum. Altul zicea, mă duc la școală să învăț business și după aia toți o să veniți la mine să-mi cereți sfaturi că o să fac bani. Numai chestii de-astea, nu era unul să zică, păi eu o să beau mașină și o să mă plimb cu ea și nu mai au și o garsonieră. Unul! Foarte mișto, plin de programe pozitive, plus că era de la cântec, dans și voie bună. Și ce faceți totuși când vine peste voi energia negativă și unul din lucrurile astea vi le scoate la iveală și lucrul ăla vă dă peste cap? Ce faceți? Majoritatea dintre noi, românii, ne punem și zace. O să-mi treacă. O știți? Păi aia că o să-mi treacă? Am făcut-o. Bă, e mai bine, deci e mai bine să te ceri, să te bați, să te nu știu ce, decât să-ți treacă. Deci asta cu, o să aștept să-mi treacă. Lasă. E timp. Să te pui așa, știi, ca în Miorița. Te trage așa, știi, și zici, băi, stau și aștept moarte, că e mai bine. Și așa suntem noi și de-aia nu suntem o națiune mare. Totul este în ceea ce l-a zis. Că națiunile care sfârșesc învinse, în luptă, în ce vreți voi, lupta poate să fie de multiple feluri, nu numai pe calea armelor, poate să fie economică, e mult mai. Națiunile care sfârșesc învinse, dar care au luptat, se ridică. Națiunile care se predau nu se mai ridică niciodată. La fel e și la oameni. Poate să vină îl mai mare, energie negativă, peste tine. E al tău. Dar întotdeauna poate să fie mai puternic decât tine, chit că e al tău, că tu nu ești numai atât, ești o sumă de atât. Dacă stai, ți se duce viața. Da? Imediat îți pleacă sufletul. Nu mai ai suflet, încep toate să spice în viață. Tu începi să zici, Dumnezeu e rău. Începi să vezi oamenii ca fiind răi, începi să vezi lumea ca fiind rea. Și uite așa ți se duce tot în jos. Nu e mare, departe, mare distanță de iad de acolo. Că ăla e iadul. Tu vezi totul negativ. Ăla e iadul. Ți-e și frig tot timpul. Și trebuie. Da? Dacă tu lupți, în cel mai rău caz o să mori. Da? Te duci în sus. Dacă te-a învins. Energia negativă. Uitați-vă un pic la viețile voastre, dacă nu știți cum, trimiteți lumină. Și ziceți, băi, ajută-mă, Doamne, să văd și eu așa, să am un pic de viziune de ansamblu, să văd ce e nevoie. O să vi se arate extraordinar de rău. Unde greșiți, ce aveți de simulat. Unde aveți de perseverat. Sunt copiii aia care cântă la pian. Dacă tu cânti la pian o ore normale, câte 2-3 ore pe săptămână, în vreo 2 ani o să ajungi la o anumită maestrie, la o anumită tehnică, da? În vreo 3 ani o să fii un pic mai bun. Bă, dar tot nu o să sune bine ce cânti tu.
bă, dacă mai aștepți un an, ți se schimbă niște chestii în creierașul tău de copil și începi să cânti altfel. Plus exercițiul pe care l-ai acumulat, orele alea. Și începe brusc să sune muzică ce faci tu, acolo, nu mai faci ting, 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 ting. Dar deci perseverați în chestiile astea. Nu se schimbă viața chiar așa. Dacă v-ați schimba, dacă ați putea voi să vă schimbați chiar așa, s-ar schimba și viața voastră. Da, așa aveți instrumentul ăsta cu rechi. Lumina aia se adună la un moment dat. Voi ziceți, bă, nu se întâmplă nimic. Dar ea se adună, se adună, se adună și e ca apa într-un baraj. La un moment dat o rupe barajul. Da, e un pic deranjat când se întâmplă asta. Se mai scufundă niște case. Mai plutesc niște vaci. Dar până la urmă, vi se duce viața. Vă duce viața acolo unde e bine pentru voi să fie. V-ați gândit la asta? Să trimiteți lumină ca să curgeți frumos prin viață? Că asta, lumina curge prin voi. Lumina e peste tot în jurul vostru. Voi adunați și o faceți să curgă. La fel cum și viața e peste tot în jurul vostru. Și totul e cu practică. Lots of practică. Uite, mi-am făcut fițuici. Mă, Vila, încă nu zici ceva, să vă zic. Întrebări. Questions. Ăștia la online au? Întrebări? Ia bag o întrebare. Ah, stai, că m-a întrebat Janeta ceva. Doamna Janeta m-a întrebat. Cu ceacrele, cu deschise, cu nu știu ce și cu argint viu. Uite, cred că următorul seminar pe care îl fac mai tehnic, așa ca ăla de azi, o să-l fac despre ceacre, că văd că nu s-au înțeles ceacrele. Am maestri care nu au înțeles ceacrele. Las că am eu, că n-am așa un orgoliu mare să zic că i-am învățat tot. Dar sunt mari maestri de n-au înțeles ceacrele în țara noastră. De asta nu știu să lucreze cu el. M-a întrebat Janeta despre curățat argint viu. Păi băi, dacă n-ai putere și dacă nu curge lumina prin tine, nu poți să cureți argintul viu. Argintul viu e chestia cea mai ușor de curățat. Deschizi ceacrele, poți să le deschizi cu tatăl nostru ceacrele. Da? Poți să le deschizi și o curei seihiki. Poți să le deschizi și seihiki și atât. Da? Poți să le deschizi pe intenție. Și tu dacă dai drumul la lumină, sănătos așa, să vezi cum începe să curgă argintul ăla. Deci asta e destul de ușor. Argintul viu, dacă știi care sunt principiile de funcționare. Că dacă zici tatăl nostru și începi să rotești, poți să-l scoți în palmă cu tatăl nostru, atât. Eu așa știam, până să învăț cu reiki să argintul viu mi-a luat ceva timp. Eu așa facem. Tatăl nostru care ne ești, mi se adună în palmă. La un moment dat, țin minte și acolo, țineam tot felul de lucruri în dalea de ouă Kinder. Știți, gălbenușul, da, tot felul de lucruri am ținut în alea și mi le-a aruncat, iubita mea, la un moment dat. A aruncat argint viu atunci, dar nu știa, nu era vina ei. A aruncat multe lucruri bune. Trebuia aruncate, corect. Așa a vrut Dumnezeu. Zi. Questions. Deci, doamna Janeta, dați drumul la lumină puternic și deschideți ceacrele. Ăla fiind greu, lumina având proprietatea asta să mute lucrurile de unde nu e bine să fie, o să-l scoată prin ceacre. La cine apelez pentru inițiere? Și funcționează la oricine? Adică și eu pot face? Da. Asta. Da, la cine apelați? Nu. Sunt o grămadă. Căutați pe net, ei. Eu o să fac un curs de ăsta, dar de-abia ce-am făcut unul. Vă recomand, în schimb, o chestie. Eu mi-am făcut prima inițiere în persoană. Căutați în orașele voastre oameni care practică Reiki. Poate nu o să nimeriți din prima la îl mai șmecher, îl mai bun, îl mai deștept, îl mai puternic. Dar nu contează, o să nimeriți la cine rezonați voi. Să vă facă inițierea în persoană. Deci căutați. Și eu am căutat. Eu am mai mulți maestri.
că mi-a plăcut să iau de la fiecare ce știe. Mai zic. Ce să facem noi pentru entități? Pentru entități? Să le trimiteți lumină, să le ajutați să crească, să se înțelepțească, fie că vorbim de entități pozitive, fie că vorbim de entități negative. Noi acum avem probleme mai mult cu strămoși. Noi ca români, da? Că urlă sângele în pământul ăsta. Urlă sângele în partea aia, începe să se audă și aici. Și încep strămoșii să se manifeste. Bine, e și legat de postul Paștelui. Dar puteți să le trimiteți lumină, puteți să-i întrebați ce vor. Uite, chestiile astea, dacă voi lucrați cu Reiki, o să înceapă ghizii voștri să crească și să aibă destul de multă putere și înțelepciune. Să vă spună ce aveți de făcut. Voi, făcându-vă autotratamentul, o să începeți să vă deschideți inclusiv spre lumea spirituală, dar o să vă deschideți către viață, în general. O parte din viață e lumea asta nevăzută. Și atunci să începeți să-i auziți, să-i visați, să vise arate. Mai zic. Candela poate înlocui lumânările? Nu vreau să răspund la întrebarea asta. Deci... Bun, la mai interesant, atunci salut, faci reclamă la Cola? Da, fac reclamă la Cola, înainte aveam un banner mare cu Coca-Cola, acum am cu Taco Bell. Întreabă cineva de cursul de radiestezie? O să fie, cred că în 2-3 săptămâni, deci comandați-vă ANSA. Că chit că nu fac eu curs de radiestezie, măcar o să vă jucați cu ANSA și o să învățați voi de unde. Dar cred că în 2 săptămâni îl fac. Spuneai ceva de Shambhala experiențial. Spuneam și de asta și ăla va veni. Hai că nu fac reclamă, nu mai citit astea. Ale s-au apărut. Ua, și Shambhala. Am uitat de Shambhala. Și umbră, ăla trebuie să-l fac în prima fază cu voi. Voi l-ați făcut pe ăla de umbră? O să fie și sexualitate. Băi, apropo de sexualitate. În perioada asta o să vi se amplifice toate frustrăricile voastre sexuale. Da? Dacă ceva nu e rezolvat în legătură cu sexualitatea voastră, o să iasă cumva la iveală. Într-un fel sau altul. Ori hipo, ori hiper, da? Părerea mea, de om trecut prin așa ceva, practicați. Deci, inclusiv în acest domeniu, practica e bază. Nu puteți să vorbiți, să vă gândiți, să vă uitați, să analizați. Bine, puteți, dar... Deci, practicați. Voi nu știți cât de mult curăță. Inclusiv din belelele voastre, inclusiv din rănile voastre, inclusiv. Deci, decât să vă chinuiți, vorba aia, decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm, da? Mai zic. Noi strie pe Caruna, au început să curgă ăsta de tot. De ce mi se blochează oare spatele fiecare dată când intru în contact cu o sursă de energie? Măi, că e ceva acolo. Da. Ori, de obicei, se întâmplă chestia asta când sunt blocaje pe chakre, că automat un om sănătos din punct de vedere spiritual, care nu are karma liberă, care nu are ascensiunea șarpelui Kundalini, nu o simte. În momentul în care dai de o sursă de energie, șarpele ăsta se mișcă, îl trage. Și când ăsta dă de un blocaj, bang! Și de obicei, pentru că e o chakră blocată, asta, la foștii pop se întâmplă chestii de asta, o ia ori pe Ida, ori pe Pingala. Când o ia pe alea, dacă e karma pe mamă sau pe tată, se blochează spatele. Este bine să fac autoterapie în același timp cu rugăciunile? Da, e foarte bine. Potențează. Chiar ați încercat când trimiteți lumină. Trebuia să vă fac. Am uitat. Nu sunt un maestru bun. Să-mi zice și o rugăciune. Un Tatăl nostru, în timp ce trimiteți la maxim. Potențează. Eu am pățit chestia asta la radiestezie. La radiestezie e o chestie. Măsori biocâmp. Era unul, măsuram eu biocâmpul, măsor cât de mare e biocâmpul, da? Te duci cu ansă până unde se termină biocâmpul. Mă duceam, ăsta ce făcea? Stătea pe rugăciune. Rugăciune de la nivel de sine, unit cu suflet, unit cu conștient. Și efectiv expanda cât voia el, își bătea joc de noi, pa.
Dar învățase și el de la alte deșteptări. Deci n-a fost original. Măcar atât. Unul care ia pastile, cum face post negru? Ia pastile. Ia pastile. Bănuiesc întrebarea era că e nevoie să mănânce. Și de asta. Nu e nevoie la toate. La unele te doare burtica. Dacă nu mănânci. Dar la unele te doare burtica și dacă mănânci. Deci dacă doctorul ți-a spus să iei pastile, ia pastile. Da? Și ține și post negru. O să vezi că nu e atât de rău. Asta e interesant. Dacă cineva te atacă, poți folosi simbolul pe respectiva persoană? Nu, pentru că e tot un atac. Dar, pe de altă parte, dacă cineva te-a atacat, îmi place că mă atacă ăștia, că mă văd pe la... ăsta, cum îi zice, Facebook, și mă atacă. Și am cam voie să-i fac. Și întrebarea altcineva, cum adică te atacă? E, cum te atacă? Zice mama lui de vagabond ce stă și vorbește aici să se ducă la muncă. Ăsta nu e un atac? E un atac. Sau, aoleu, ce mă enervează ăsta. Ăsta e un atac. Deci un gând rău poate să fie considerat atac. Voi nu știți ce aveți în inconștient și s-ar putea gândul vostru să plece, dar să mai plece vreo 23 de ciomage odată cu gândul lui. Să-i rupă lui ăla capul ăla să fie. Băi, dar ce? Că i-am zis doar mama lui de hot. Deci, băi, încercați, măcar în perioada asta, în postul Paștelui, să fim mai buni, sau nu știu cum se zice, încercați să lăsați judecata. Lăsați-o lui Dumnezeu, că El e cu judecata. Voi sunteți cu făcutul lucrurilor ca să vă fie viața faină. Judecata lăsați-o lui Dumnezeu. E cel mai ușor mod să ajungi în postura aia, să judeci pe cineva. Care este cel mai bun simbol pentru ameliorarea durerilor? Nu există așa. Înseamnă că nu ați înțeles simbolurile. Nu se lucrează așa cu simbolurile. Nu e un simbol. Simbolurile nu sunt ca paracetamoale. Mai studiați puțin și o să înțelegeți de ce răspund așa. După ce trimitem lumină pe friș, ce facem cu ele? Păi măi, dacă apare întrebarea asta, înseamnă că voi nu rezolvați fricile. Că se trimite lumină pe frică până dispare frica. Până când, deci ție ți-e frică, hai să luăm ceva concret. Mai țineți minte fricile alea să vorbești cu persoana pe care o place. Da? Hai că toți putem să ne legăm de asta din copilărie, adolescență, când era. Cum să vă zic? Ai luat frica, ai așa, ai topit-o și după aia știi ce faci? Te duci și vorbești, că îți vine. Asta înseamnă să-ți rezolvi frica. În felul ăsta. Deci efectiv îți vine. Uite, mie de exemplu ce mi-era frică. Să merg cu mașina pe circuit. Mi-era și mie frică. Și mă suna domnul Luci, care domnul Luci îl felicit pe această cale, a terminat prima lui curs. Da? Și el e mai așa, tot mai fricos ca mine în ce privește astea cu mașinile. Și a reușit să facă chestia asta, da? E și el m-a sunat, vezi că e zi de circuit, hai să înveți să pilotezi. Băi, că știi că am o treabă, că parcă plouă, ba nu, parcă e soare. Până la un moment dat, când am făcut cam așa, bă, mi-e frică, ce pui mei să așa plec? Și am zis cam așa, Luci, hai că vin. A doua zi dimineață, cine era? Dar în timp ce conduceam spre circuit, știi? Că eram, ești de păr... Faci vreo două ore și ceva de la Constanța, deci ai un timp să te răzgândești. Când am intrat în Lehliu, care eram, băi, e restaurantul ăla la partid, hai mă să văd restaurantul ăla. Băi, mai merg direct acolo, nu? Deci îți vin toate. A răspuns cineva, dar inițial și autotratament pot să fac dacă am avut cancer în urmă cu 8 ani? Da. Da. Dar poți să faci și când ai cancer. Dar trebuie să știi cum. Asta e interesantă. Cum îl putem ajuta pe Putin să aibă gânduri de pace? Ne rugăm. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea mintea cea bună. Cum era? Mintea cea de pe urmă? Cum era vorba? E, în fine, ne rugăm să se facă voia Domnului. Ne rugăm să lucre împreună oamenii aia în loc să se ciomăgească.
eu nu m-aș ruga pentru un rezultat, m-aș ruga pentru pace. Dar nu știu dacă e Putin ăla care... El o fi, el e agresorul, habar. Entitățile de lumină primite la inițiere pot fi luate, furate, cum le recuperez? Mulțumesc. Nu, n-am terminat cu Putin. Deci fiți atenți, nu are cum un singur om să decidă ceva pentru o întreagă țară. Asta puteți să uitați, nici cel mai mare tiran, Ceaușescu, Kim Jong-il, nu mai știu care e, Hitler. Băi, Hitler, dacă nu era susținut de generalii lui, dacă nu era susținut de poporul, pe care corect îl manipulase, dar îl susținea. Deci nu a fost el ăla care a făcut toate prostiile. Nu el singur, asta vreau să vă zic. Și de asta nu e, deci nu mai priviți războiul atât de simplist. Nu e o ceartă între doi oameni. Nu e chestia asta. Sunt două complexe militare, industriale, care se luptă acolo. Din punctul meu de vedere, mie îmi pare rău că e Ucraina la mijloc. Dar gândiți-vă, sunt două mari puteri producătoare de armament care vor să testeze, vor să așa, nu ține de oameni, nu mai gândiți atât de simplist. Mai zic. Era aia cu ungerii? Ce-i cu ungerii? Dacă se pot fi luați identitățile primite la inițiere și cum se recuperează? Pot fi luați. Poate fi luat orice. Cum se recuperează, trimis lumină, pentru că aia sunt ai tăi, o să vină înapoi la tine. Dacă trimis destul la lumină, ei sunt luați, da? Dacă sunt doar luați, înseamnă că sunt cam bleguți îngerii tăi, că ei sunt ai tăi, ei au nevoie să stea cu tine ca să evolueze ei. Ei ți-au fost dați prin inițiere ca să te ajute să evoluezi și așa evoluează ei. Dacă ei au fost luați și atât, bă, ai niște îngeri proști, mai bine lasă-i acolo. Dacă ei au fost luați și legați, atunci nu poți să vină înapoi. Trimiți lumină îngerilor tăi și ei vin înapoi, că ei știu ce să facă cu lumina aia, da? Îngerii știu mult mai bine decât noi să taie legături, să dezlege, să chestii de-astea, că ei, e lumea lor. Deci trimiteți lumină. Ei o să aibă putere și o să facă ce-i bine, adică să vină la voi, să se dezlege, să ciofi. Cel ce își face griji pentru noi proiectează frica asupra noastră? Cel ce își face griji pentru noi nu proiectează frică, proiectează fix ce își face griji. Dar mai cum aș face griji că eu fac accident cu mașina, e o șansă mai mare să fac accident cu mașina. Că o parte din câmpurile ei, o parte din sufletul ei, se fac uite așa și se duc acolo și încep să atragă întâmplarea asta. Știi? Adică mașina mea merge așa și mașinile alealte, în loc să treacă, ele fac îți mai spre mine. Cam asta face frica, nu proiectează grijă, proiectează lucru. Sau grija, nu frică. După ce am vizualizat cursul tău, am încercat să-mi fac autotratament și de atunci simt furnicătură în mâna stângă și în vârful degetului. Are vreo legătură? Precizez că nu am inițiere și nici nu am încercat până acum. Mulțumesc. Da, pentru că nu se deschid canalele. În inițiere se deschid canalele. Așa, noi toți putem să canalizăm energie, doar că dacă aia dă de un canal închis, că o fi karmă, că o fi altceva, că o fi nu știu ce, simți chestiile alea. Dar o energie merge și așa, stai liniștit. Dar e mai puțin. La o persoană neinițiată, nereligioasă. Și a ta. Asta e important. E energia ta pe care o folosești. În Reiki nu folosești energia ta. Folosești o sursă infinită de energie. E ca și cum ai folosi apa din corpul tău să stingi un incendiu. Cât timp poți să scuipi și să faci pipi pe incendiu? Dacă folosești un furtun, bă, ai șanse mai mari. Scuză-mă, Vali. Dacă a dispărut și la mine aici. Cum fac să nu-mi scadă vibrația în orice context nebenefic? Gândești gânduri bune și emiți numai vibrații pozitive. E întrebarea prea vagă. Nu poți să răspund doar așa, în orice context. Îți scade vibrația și când faci sex. Îți scade vibrația și când mănânci. Da? Îți scade vibrația și când muncești. Îți scade vibrația. Că te duci într-un bloc cu energie mai joasă sau când faci sex, folosești chakrele inferioare mai mult decât chakrele superioare. Dacă, teoretic, dacă tu reușești să te gândești la Dumnezeu în timp ce faci orice lucru și în timp ce iei maulul, da? Hați!
Doamne, facă-ți-o voia ta! E mai bine decât te omor ticălosul. Înțelegi cam așa. Cum deosebim karma de blestem? Măsori. E greu altfel. Dar care e beleaua? Cam în două se rezolvă ca la fel. Nu e adevărat, dar e adevărat. La nivelul de începător se rezolvă ca la fel. Avem contraindicații la lumină? Sunt întrebată des cum garantez ceea ce fac. Terapie cu bioenergie prin canalele practicilor mele Reiki, Karuna, etc. Poate mă lămurești maestrul, poate mă lămurește maestrul să știu ce să răspund. Adică cum că... garantezi ceea ce fac? Nu garantezi ceea ce fac, nu poți să dai garanții. Pot doar oamenii să vadă că se simt mai bine. Până la urmă, oamenii care au îndoiel asupra ta nu o să ajungă la tine și o să fie bine, pentru că tu blochezi, dacă zici, dacă îmi vine mie cineva, una din primele chestii de pe măsori e cât crede ăla din fața mea în ce fac eu, că dacă ăla nu crede, ăla blochează ce se întâmplă acolo. E ca și cum l-ar iubi nevastă sa, dar el zice, nu, că nu mă iubești. Păi nu simte iubirea aia dacă nu. Bine, se poate trece și peste asta, dar de ce să treci peste voia omului? De ce să-i încalci lui liberul arbitru și să-i luminezi întunericul dacă el nu vrea? Cum pot să-mi fac viitorul mai bun și mai fericit? Asta e de la Lucian. Luciane! Câștigi cupa, unul la mână. Doi la mână, pe mine și pe Vali ne bagi pe cursul de combat acolo, că ai uitat să ne bagi. Și trei la mână, nu știu, ieșim la o bere și zic mai multe. De-aia nefiltrat. Mai zic. Dacă după inițiere am început autotratamentul, după 10 zile am făcut rău, am pierdut ceva? Dacă după inițiere am început autotratamentul, după 10 zile? Da. Mamă, e super groasă asta, știți ce se întâmplă? Nu, mă, nu s-a întâmplat nimic. Ei, când ai început, ai început când ai putut. După inițiere, lucrurile se așează. Nu e pentru toți optim să înceapă din ziua aia. Ai, toți suntem diferiți. Mă simt așa ca un adevărat maestru. Zi. Îi mulțumim, Lucian, că ne-a băgat pe grup acum. Ce grup? Pe ce grup v-a băgat? Da. Mulțumim, Lucian. Te-a băgat și pe tine? Aflu. Când descau este în chakra 6, ai dureri de cap? Câteodată da. Depinde ce chestii gândești, depinde ce karma ai de pe părintele de sex opus, depinde dacă ai tu grijă de cum... Și câteodată asta ține de văzut, da? Dacă ochii tăi sunt praf, dacă tu stai cu ochii numai în calculator, chakra asta se închide și s-ar putea din cauza asta să ai. Dar nu-i tot timpul necesar. Nu, e tot timpul. Dacă n-ai nimic, nici nu simți ascensiunea lui Kundalini. În timpul autotratamentului poți să faci și terapie la distanță pentru alte persoane? Eu zic să te concentrezi pe tine, pe strămoșii tăi, pe universurile întregi care se află în tine, pe fiecare celulă a corpului tău și să lași autotratamentul, să lași tratamentul pentru alte persoane pentru altă dată. Ai destule de făcut când faci autotratament. Dar poți, da. Dar eu aș zice să nu. Gata că trebuie să plec la Brașov. Tot curg. Tot curg? Mai zi, uite, 5 întrebări și gata. Cum elimin frica de necunoscut? Prin programare pozitivă. Primesc cu bucurie tot ce este nou în viața mea. O mână pe 4, o mână pe 2. Bună întrebare. 2 la mână. Aruncându-te în necunoscut, ca să vezi că ieși întreg de acolo. 3 la mână, cum v-a zis eu, luați fricile și încercați să le topiți. Dar cel mai bine e să lucrați cu toate 3 metodele. Frica de necunoscut e frica de moarte. Și asta e greu de spus. Cineva ne întreabă cine e Lucian? Luci, mă, cu cine?
ne întreabă și de coloana sonoră că le-a plăcut și le place. Pe a, care da, e, nu se mai găsește, e pe un iPod din anul 2010 și nu știu de unde să mai găsesc coloana sonoră. Dar e Reiki Music, nu știu ce, căuta și voi. Olio, dar se poate ne-a dat Reiki? Destul de greu. Doar prin Reiki. Destul de greu. Pentru că, hai să ne gândim, dacă o frică se îndepărtează greu și asta fiind la nivelul subtil, da? Scolioza e vorba de o deviație, deci deja s-au implicat mușchi acolo, cred că articulații, cred că și osuțele sau... Și dacă e doar prin Reiki, trebuie o cantitate mare de lumină. Pe de altă parte, eu ce aș face? Aș face inițieri succesive la scolioză. Pentru că e ca și cum ai băga Reiki în omul ăla și omul ăla începe să-și facă el singur Reiki și să lumineze. Și atunci încep meridianele să se alinieze, atunci încep osuțele să se pună la loc. Deci prin tratament Reiki cam greu, prin practică Reiki, tu să te apuci de Reiki, ai o șansă mai bună. Mai sunt. Mai sunt 3. 2. 1. Putem trimite lumină în viața viitoare să ne păstrăm amintirile din viața asta, ce privește Reiki. Uite, n-am încercat-o pe asta, teoretic. Teoretic s-ar putea, dar trebuie să ajungi la un anumit rang spiritual în care să ți se dea voie să iei ceva cu tine din viața asta. În conștient, da? Deci să treacă de valorul parochial. Dacă ar fi chestia asta, ar fi și multă suferință. Teoretic se poate face un spațiu și în momentul în care atingi un lucru, să-ți vină spațiul ăla și așa să-ți primești tu cunoștințele. Dar tu în tine, nu sunt convins că nu se poate, dar am mai multe motive să cred că nu se poate. Să doar cu trimiți lumină. Dacă faci un spațiu și zici, bă, ceasul ăsta cu cuc, să-l păstrați forever și tu îți implantezi amintirea să cauți ceasurile cu cuc și ai băgat un spațiu în ceasul ăla cu cuc, când pui mâna pe el să-ți vină în spațiu, s-ar putea. Dar care e problema? Că rămâne la nivel de sine inițierea în Reiki și la nivel de sine rămâne potențialul ăsta de a vindeca. Deci nu cred că ar trebui să-ți bați capul prea tare cu viața viitoare decât să-ți o construiești făcând fapte faine în asta. Cum ajută Reiki copiii cu autism? Merge Reiki pe retardul în limbaj? Depinde de tipul de autism. Depinde de tipul de autism. Dacă e dat de karma, dacă e dat de lipsa inteligenței emoționale, dacă e dat de mai multe chestii. Cum ajută? Să știți că îi ajută. Dacă îi ajută pe aia cu tetrapareză spastică, care chin mai mare ca la eu n-am în viața asta. Îi ajută și pe cei cu autism. În primul rând, prin tehnicile de refacere a sufletului. În al doilea rând, prin faptul că secau începe să lumineze și începe să se ducă pe karmă lumina aia. Aia îi cam ajută. Acum că se vindecă autismul miraculos, cam știm cu toții că miracolele le făcea Iisus și țineau vreo 3 zile. Deci, ajută. Dar nu sunt chestii miraculoase. Prin Reiki nu sunt chestii miraculoase. Sunt chestii miraculoase dacă te uiți la anii de practică și te uiți la cum era omul înainte. Așa, da, par miracole, dar de pe o săptămână pe alta... Mai e așa un miracol de aia, că a venit cineva la cursul de Karuna și a rămas însărcinată. Nu, am mai multe de astea și mă sună. Vai, după ce mi-ai făcut, am rămas însărcinată și nu știu ce. Bine, nu e un miracol. Nu am făcut eu asta. Dacă ți-ți face inițiere pe un simbol care conectează la Găbiță, la Gabriel și ăla aduce copii, nu e un miracol. Mai zic. Mai am una. Cum pot găsi un partener de viață faină ajutorul Reiki? Te duci la seminariile mele, uite, e Valentina aici, de obicei veneau mai mulți băieți. Andrei, dacă ești mai tineri. Sau dacă ai chestii de-astea. Ți-ți plac astea mai așa? Da? Uite, lui Andrei îi plac astea mai așa? Cât mai e până la 18 ani? Deci, 11 luni. Nu știu, se poate multe. A, 11 luni mai poți să aștept. Deci poți să trimiți lumină, să-ți dea, să scoată Dumnezeu în cale bărbatul optim pentru tine. Poți să trimiți lumină, să
se ducă, ce te blochează pe tine de la cunoaște bărbatul sau femeia optimă pentru tine. Poți să trimiți lumină să-ți iasă la iveală bubițele pentru care nu ai o relație fericită sau nu ai o relație sau... în multiple feluri. Gata! Trebuie să plec la Brașov. V-am pupat, reichiștilor, puneți mâna și trimiteți lumină. Dar trimiteți, mânca v-aș vrea. Deci, măsuream la maestrii mei 40% și eu vă ziceam alea, bă, când trimiteți, când vă întreabă cineva cu cine ați făcut, eu vreau să se știe că voi când dați drumul la lumină, păi se topește carnea. Ați văzut cum era în Indiana Jones când au deschis chivotul legii și se topeau aia? Așa vreau să fiți, bă, maestrilor. Restul, vreau să fiți mai buni ca maestrii mei. Deci ăștia care n-ați ajuns încă maestri, mai bun să fiți. Bă, să rupeți normele când trimiteți lumină, da? Ca la manele, fără număr, fără număr. Trimiteți așa ca lumea și simțiți viața în puii mei. Gata, seară faină, toate bune, pace în galaxie și ce vreți voi.